Cei care ați fost dimineață, poate vă întrebați ce s-a întâmplat. Eu vă spun, nu știu. Eram proaspăt căsătoriți și s-a stricat mașina de spălat a lui Nora. Iar eu eram foarte ocupat. Și m-am dus în baie și am pus mâna pe mașina aia de spălat și am zis, Doamne, dacă Tu m-ai făcut pe mine, fă o să meargă cumva. Așa am pățit și cu computerul, m-am dus acasă și am zis, Doamne, fă să meargă cumva. Și l-am deschis și s-a pornit. Dar toate astea, dragii mei, nu contează. Știți de ce? Pentru că atunci când vom fi inspectați, cum spunea Manu dimineață, la judecată de Creatorul nostru, El ne va inspecta nu cum arătăm pe din afară, ci cum arătăm pe dinăuntru. Și de aceea, călătorind pe bucla asta deșertăciunii, nu, ci în bucla deșertăciunii, pe ghirlanda fericirilor, am ajuns la ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Dar sunt mulți proaspeți între noi care n-au fost cu noi de la început și v-aș aduce aminte de ce anume ne-a pornit pe drumul acesta. În primul rând, studiind Matei, în predica de pe munte, am învățat că întotdeauna caracterul determină conduita. Și în primele 16 versete, Domnul Iisus Hristos vine și etalează caracterul creștin înaintea noastră. Și încă de la început, din versetul 3, când își deschide gura să vorbească ucenicilor și mulțimilor, le spune totul într-o frază. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și aici avem toată doctrina mântuirii adunată în câteva cuvinte. Dragii mei, mântuirea nu-i prin puterile mele, prin eforturile mele, mântuirea este prin harul Lui, este darul pe care Dumnezeu ni-l dă. Când îmi spune că în schimbul sărăciei mele în duh primesc împărăția cerurilor, cumpărat cu tot și cu tot ce cuprinde ea, practic eu primesc împărăția când recunosc că nu sunt vrednic de ea. Când n-am nicio șansă să pot plăti pentru ea, să pot intra pe spesele mele, pe cheltuiala mea. Dar foarte interesant că ultima fericire îmi dă aceeași răsplată. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire, căci a lor este împărăția cerurilor. Și dintr-o dată mă pomenesc în fața unui mister. Acum, dacă îmi doresc împărăția cerurilor și trebuie să plătesc pentru ea, fie sărăcie în duh, fie prigoană din pricina neprihănirii, aș prefera prețul mai mic. Aș prefera sărăcia în duh, că dundoare. Și tocmai asta ne-a pus o întrebare. Oare ce sunt fericirile? Sunt 8 zicerele Domnului Iisus Hristos din care pot alege la întâmplare ce vreau, ce-mi convine? Sau este un șireag, un lanț și fericirile se înlănțuiesc unele după altele și fiecare fericire următoare o verifică pe cea precedentă? Cu alte cuvinte, cine poate cântări și măsura sărăcia în duh? Noi nici nu știm ce e aceea. Cum mă pot convinge că ea există și că voi primi în schimbul ei împărăția cerurilor? Și în felul acesta spuneam, fiecare fericire următoare o verifică pe cea precedentă. Care-i dovada sărăciei mele în duh? Lacrimile pocăinței. Ferice de cel ce plânge, că el va fi mângâiat de mâna lui Dumnezeu. El va șterge orice lacrimă. Dar atunci când ești mângâiat de Dumnezeu, nu te mai interesează ce spun oamenii. Atunci ai curajul și puterea să ieși din competiția afirmării de sine și asta înseamnă a fi blând. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Și dacă Dumnezeu însuși, Creatorul, îmi promite un pământ nou și un cer nou ca moștenire, deșertăciunea acestei lumi începe să mă preocupe din ce în ce mai puțin. Îmi împuținez alergările după pumnii de argint pe care îi pot aduna, după realizările pe care le pot îngrămădi în palmaresul meu și încep să flămânzesc după alte lucruri. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Să ai împărăția cerurilor și să ai pământul ca moștenire și să fii nesătul, cu siguranță este vorba despre altceva decât mâinile noastre pot apuca din deșertăciunea acestei lumi. Ferice de cei flămânzi și însetați după stare, după voia lui Dumnezeu, că cei se vor bucura de ea, ei vor fi săturați. Dar de unde să știu că realmente flămânzesc după această neprihănire?
ferice de cei ce au curajul să-ți deschidă pumnii, să dea drumul, să folosească lucrurile materiale pentru a câștiga oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Ferice de cei milostivi, căci la judecată ei vor avea parte de milă. Problema este că nici măcar faptele mele bune, milosteniile mele, nu am garanția că vor fi răsplătite de Dumnezeu. Deci notați pe de o parte un principiu. Fiecare fericire următoare o verifică pe cea precedentă. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Și într-adevăr, în Matei 25, atunci când Domnul Iisus cu îngerii lui vine, se așează pe scaunul de judecată și împarte pe oameni, cum împarte păstorul oile pe capre sau oile de capre, oile la dreapta, capre la stânga, le spune celor de la dreapta: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția, că am fost bolnav, am fost sărac, am fost flămând, am fost în temniță și v-ați milostivit de mine. Doamne, când te-am văzut noi, sărac, bolnav, flămând și în temniță, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre cei mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut, spune Domnul Iisus. Pe același criteriu îi trimite în focul cel veșnic, pe ceilalți care n-au venit, nu l-au săturat, nu l-au îmbrăcat, nu l-au vizitat. Da, dar capitolul 6 ridică un fanion înaintea mea. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Cu alte cuvinte, până și milostenia mea poate fi invalidată. Cum verific dacă realmente sunt milostiv și dacă nu fac lucrurile doar de ochii oamenilor, doar ca să câștig aplauze? Inima curată este măsura și valoarea milosteniei mele. Cum verific milostenia mea? Făcând pasul la următoarea fericire în care ne aflăm astăzi. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Valoarea milosteniei este dată de curăția inimii. Citiți primele trei versete din 1 Corinteni, capitolul 13. Mi-am împărțit averea ca hrană săracilor. Mi-am dat trupul să fie ars. Și Pavel spune, dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la nimica. La absolut nimica. Și de aceea valoarea milosteniei este dată de curăția inimii. Dar ce e inima? Atunci când citesc Scriptura, sfera noțiunilor trebuie să o aduni din felul în care autorii Scripturilor folosesc cuvintele. Și dacă răsfoim, de pildă, Noul Testament, vom vedea cei sau putem deduce ce este inima. Inima este conștiința mea, rațiunea mea, voința mea, sentimentele mele. Cu alte cuvinte, inima pare să fiu eu însumi, da? Eu însumi. Dar privit în întregul meu, nu doar la nivelul faptelor și vorbelor, ci la nivelul gândurilor, atitudinilor și motivațiilor. Inima în uzajul Scripturii. Interesant, când citesc Scriptura, vedem că cu inima noi raționăm. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Ca să zic în inima mea, înseamnă că trebuie să existe un for, un raționament acolo, o judecată pe care o pot rosti cu inima mea. Dar mai mult, cu inima mea, eu gândesc. De pildă, de ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Întreabă Domnul Iisus Hristos pe cei din jurul lui. De ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Observați, acolo este forul judecăților mele, forul, dacă vreți, gândurilor mele. Dar cu inima pot simți. Domnul Iisus Hristos vine și vorbește despre lucrul acesta. De pildă, în versetul următor spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Inima se poate tulbura, se poate bucura, se poate întrista. Este, dacă vreți, locul sentimentelor mele. Cine citește pentru mine ce scrie pe ecran? Nu? Când și cine au rostit aceste cuvinte? Știe cineva? În drum spre Emaus, ucenicii merdeau și un străin vine să se apropie de ei și întreabă, despre ce vorbiți între voi?
Și ei își varsă inima înaintea lui. Noi credeam că, dar au trecut 3 zile. Tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim. Și Domnul Iisus zice, o nenorociți, nu, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus Scripturile, a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. A ajuns în Emaus, el dă să meargă mai departe, este invitat, frânge pâinea, îl recunosc și el dispare. Și ucenicii rămânând marmuriți, nu ne ardea inima noi când ne spunea toate aceste lucruri pe drum? Lasă totul, dragii mei, și aleargă înapoi în Ierusalim să dea de veste ucenicilor că l-au întâlnit pe cel înviat din morți. Dar cu inima putem și crede. Atunci când copilul tău te întreabă ce să fac să fiu mântuit, de unde îți vei lua răspunsul ca să-i vorbești? În Roman, capitolul 10, versetele 9 și 10, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și cu mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci cu inima eu pot să cred. Inima mă duce în spațiile Spiritului, mă duce în relațiile cu Dumnezeu, în lumea nevăzută. Cu inima pot să simt, să gândesc, să judec, dar pot cu inima și să cred. Dar tot cu inima și hotărâm. Când Pavel scrie în a doua lui epistolă bisericii din Corint, spune fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. În biserica noastră nimeni nu te obligă la dărnicie. Și noi vorbim foarte puțin sau deloc despre banii. Și cu toate acestea n-am fost niciodată dator nimănui. Noi ca biserică. Și eu cred că fiecare dă doar după cum a hotărât, a decis în inima lui. Așadar, când citesc Scriptura și îmi pun o întrebare simplă, dacă ferice de cei cu inima curată și nu știi ce-i inima, n-ai cum să te bucuri de această fericire și nici de promisiunea pe care o face, ei vor vedea pe Domnul. Am văzut că inima este izvorul vieții noastre intelectuale, afective, volitive și spirituale. Inima este izvorul vieții noastre intelectuale, afective, volitive și spirituale. Adică inima este acel for lăuntric care decide, guvernează întreaga mea ființă. Și acum înțeleg de ce atunci când vreau să definesc inima, trebuie să trec în revistă tot ce sunt. Așa cum m-a creat Dumnezeu, conștiința mea, rațiunea mea, voința mea, sentimentele mele. Eu sunt inima. Oare la întâmplare scrie Solomon în Proverbe, capitolul 4, versetul 24, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima mai mult decât... Dar hai să mă întorc, să rostim împreună versetul acesta. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Porunca e simplă, clară, directă. Întrebarea este ce înseamnă și cum pot să o fac? Cum pot să-mi păzesc inima mai mult decât orice, știind că din ea ies izvoarele vieții? Ea guvernează întreaga mea existență, este forul meu lăuntric care guvernează, practic, viața mea. Curăția inimii se verifică doar în oglinda Scripturii. Am cântat, te iubesc, Iisus, te iubesc, Iisus. Nu e foarte greu să rostești cuvintele acestea, dar în același timp ne-am adus aminte de 1 Ioan, capitolul 5, în care spune, dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și dacă n-ai dragoste și milostenia și tot ce faci, n-are nicio valoare. Ești nimic, spune capitolul 13 din Corinteni. Și de aceea, doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu îmi pot verifica inima și îmi pot curăți inima. Domnul Iisus Hristos rostește fericire în contextul predicii de pe munte. Și poate țineți minte de azi dimineață, când Domnul Iisus condamnă neprihănirea fariseică, în versetul 20, imediat în versetul următor spune, ați auzit că s-a zis celor din vechime? Și el continuă, dar eu vă spun. Domnul Iisus nu aduce o nouă lege,
ci curăță doar canalele legii, pentru că ultima poruncă din Decalog este să nu poftești. Ori pofta este o atitudine a inimii. Și dacă ai curățat toate canalele, atunci ultima poruncă, practic, le penetrează pe toate celelalte. Și asta face Domnul Iisus Hristos. Rezolvă, într-un fel, ceea ce au stricat fariseii prin legile lor, limitate doar la fapte și vorbe. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, oricine îi spune nebunule, dar observați, toate acestea sunt din izvorul acela pe care trebuie să-l păzim, din inima noastră, este un ucigaș, va cădea sub pedeapsa judecății, sub pedeapsa soborului. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, a și prea curvit cu ea în inima lui. Practic, Dumnezeu ne cheamă la o transformare dinăuntru spre în afară, nu la o conformare exterioară. Când intri într-o biserică, nu te uiți cum se îmbracă ceilalți, să mă îmbrac și eu la fel, ce mănâncă ceilalți, să mănânc și eu la fel, ci acolo trebuie să vină, să se întâmple o naștere din nou, o înviere împreună cu Hristos. Și practic, predica de pe munte ridică înaintea noastră oglinda cuvântului lui Dumnezeu. De ce era important lucrul acesta? Pentru că fariseii propagau o altfel de neprihănire. Adevărat vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ce înseamnă să întreci neprihănirea cărturarilor și a fariseilor? Dragii mei, să treci dincolo de exterior. Pentru că Dumnezeu te judecă dinăuntru spre în afară. Și atunci n-ajung faptele și vorbele. Trebuie curățate și gândurile, și atitudinile, și motivațiile. Și atunci când ne naște din nou Duhul lui Dumnezeu, mai întâi ne schimbă inima. Ne schimbă din lăuntrul nostru. Și în felul acesta ne pregătește și pentru relațiile noastre, pentru vorbirea noastră, pentru faptele noastre. Curățirea inimii este posibilă doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Știți de ce? Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și trupul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii, și nicio făptură nu este ascunsă de el, de cuvântul lui Dumnezeu, de sabia Duhului, ci totul este gol și descoperit înaintea lui. De oameni mă pot ascunde, pot să pun zâmbete false, pot să vărs lacrimi false, pot să rostesc vorbe false. Dar de ochii lui Dumnezeu, totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Când te apropii de Dumnezeu, când stai în prezența Lui, Duhul lui Dumnezeu vine și te inspectează. Așa cum Hristos s-a lăsat inspectat ca miel de Paște pentru ca să ne poată mântui pe fiecare dintre noi. Ascultați ce scrie Iacov în epistola sa, capitolul 1, versetele 21 la 25. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Dar cum poate cuvântul să mântuiască sufletul? Este sabia aceea mai tăietoare ca o sabie cu două tăișuri care dă în vileag tot ce trebuie curățit, pentru că doar cel care are o inimă curată îl va vedea pe Dumnezeu. Primiți în voi cu blândețe cuvântul care vă poate mântui sufletele, dar fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singur, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care și-a privit fața într-o oglindă și după ce s-a privit, s-a văzut, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui, pentru că va putea sta cu capul sus înaintea lui Dumnezeu. A lăsat cuvântul să curețe inima, să lucreze adâncurile lui, nu doar fațada, nu doar spoiala. Biserică din Sardes, își merge numele că trăiești, dar ești mort. Moartea este acolo, sub spoiala aceea, sub fațada pe care o păstrezi cu grijă ca toată lumea să te aplaude. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă vrem oglindă pentru inima noastră, Psalmul 119
Este poate cuvântul cel mai potrivit. Ascultați doar două versete din ea. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Dar aici nu e vorba de o cărare pe care ai măturat-o, ci de o inimă pe care ai măturat-o. Pentru că astea sunt cărările pe care noi umblăm, da? Îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. O iau înaintea străjilor de noapte să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Cuvântul tău este mai dulce ca picorul din faguri, mai dulce ca mierea. Sunt mai înțelept ca învățătorii mei pentru că păzesc cuvântul tău. Inima poate fi curățită doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea, ca să-ți poți păzi inima mai mult decât orice, fă-ți timp pentru cuvânt. Rupe din ziua ta ceva și pentru suflet. Nu doar pentru trupul acesta, pentru realizările materiale. Dragii mei, din păcate, cuvântul este peste tot în jurul nostru și ne interesează din ce în ce mai puțin. Și ne mirăm de fățărnicia și de fațada pe care o purtăm și de falsul care e prezent în viețile noastre a creștinilor. A creștinilor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Spuneți-mi, ce s-ar fi făcut Domnul Iisus Hristos fără să fi știut acel este scris? Este scris. Vrei să-ți vezi copiii în rai alături de tine? Pune în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Dincolo de telefoane și Adidas și Facebook și școli și realizări profesionale, pune în inima lor cuvântul lui Dumnezeu. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în inima lor ca și în inima ta. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Da, dar viața e aglomerată, suntem prea preocupați. Dragii mei, Dumnezeu tace. Dar va veni momentul inspecției și inspecția va începe dinăuntru, înspre în afară. Pe Dumnezeu nu-L interesează fațada, ci îl interesează inima. Ce înseamnă și cum împăzesc inima mai mult decât orice? În primul rând, recunoscând și mărturisind repede păcatul. Ceea ce ne murdărește inima este neascultarea de Dumnezeu. Și neascultarea de Dumnezeu începe de la necinstirea Lui, de la gândi rău împotriva Lui. Aduceți-vă aminte de Eva. Când a venit șarpele și a întrebat, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din orice pom din grădină? O, da, da, nici să nu ne atingem de el, căci în ziua în care vom mânca, vom muri negreși. A, nu e adevărat, nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua care veți mânca din el și astfel șarpele a semănat un gând în inima femeii. Femeia a văzut că pomul era bun de privit, bun de mâncat și de dorit să deschidă cuiva mintea. Acolo, în inimă, a început păcatul. Apoi a întins mâna, este doar nelegiuirea născută din necinstirea de Dumnezeu. Dar mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer până și împotriva necinstirilor de Dumnezeu, nu doar a nelegiuirilor, a gândurilor noastre, a ceea ce este în inima noastră. De aceea păcatul trebuie recunoscut și mărturisit imediat. În 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, se spune că Dumnezeu este lumină, de aceea totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. De El nu te poți ascunde. El te vede dinăuntru spre în afară. El vede motivațiile tale, motivațiile mele. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dacă umblăm în lumină, adică dacă lăsăm lumina să scoată la iveală ce este în inima noastră, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Copilașilor, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți, ca să nu lăsați păcatul să dospească în inimile voastre.
avem la Tatăl și mijlocitor și jertfă de ispășire. Și cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască cum a trăit El. Ori dimineața am văzut că El a trăit ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. El și-a păstrat inima curată și de aceea în timpul vieții Lui a strigat cu rugăciuni și cereri către Cel ce putea să-L izbăvească de la atingerea păcatului, pentru ca jertfa Lui să devină ispășitoare pentru noi toți. Și jertfa Lui poate să ne curețe și inimile noastre. Avem la Tatăl și jertfă de ispășire și mijlocitor, dragii mei. Și de aceea, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Nu lăsa păcatul să zăbovească în inima ta. Scoate-l afară, cât de repede. Astăzi, nu mâine. Al doilea lucru pe care trebuie să-l fac ca să-mi curăț inima este să evit lucrurile care o pot pângări. Și într-un cuvânt aș putea spune, păcatul sub orice formă lui îl poate pângări. Dar poate cel mai urât lucru pentru Domnul Iisus Hristos era fățărnicia fariseilor din jurul lui, care vorbeau bine, se purtau bine și de aceea spune, ce vă spun eu faceți, dar ce fac ei să nu faceți. În Matei 23. Cu alte cuvinte, fațada este frumoasă, dar înăuntru sunt niște morminte văruite, plină de putreziciune și de moarte. Și de aceea, ferește-te de orice ți-ar putea pângări inima. Scriptura ne spune să ne ferim de orice se pare rău. Stau și ascult și eu, în timp ce lucrez și pot, muzică, am un canal de muzică simfonică și de dimineața până seara merge în surdină în cameră la mine, dar din când în când apar tot felul de lucruri și așa de interesant sunt făcute încât ai da un click ca să vezi ce e acolo. Mai ales când e vorba de cum scap de diabet foarte repede, fără insulină și poate celelalte. Cum n-aș vrea să știu lucrurile acestea? Dar întotdeauna, înainte să dau click pe așa ceva, zic, oare ce e în spatele acestui lucru? Și mă feresc să o fac. Sau, de ce să plătești atâta curent când sub tine există o sursă nelimitată de energie? De ce să plătesc factura de apă când... Well, ferește-te orice se pare rău. Dragii mei, sub aceste lucruri sunt lucrurile care îți blochează computerul, îți face praf totul, care... Ferește-te de ele. Dar gândiți-vă câte alte lucruri nu sunt în relațiile dintre noi. Și noi zâmbim, râdem, trecem cu vederea. Și ele vin și ne pângăresc inima și ne îndepărtează de Dumnezeu. Și în al treilea rând, să veghem unii asupra altora, pentru ca nici unul dintre noi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Prin înșelăciunea păcatului. În Evrei, capitolul 3, versetele 7 la 15, versetul 7 spune... Dacă ți auziți sau dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, inimile. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, astăzi nu vă împietriți inima. Ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare, măcar că au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. Observați? De ce inima se curăță în oglinda cuvântului? Pentru că cuvântul mă duce în fața căilor Domnului. Necunoașterea căilor Domnului duce la rătăcirea în inima mea. Și o inimă rătăcită, dragii mei, se împietrește și mă desparte de Dumnezeu. Versetul 12. Luați seama ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, ci îndemnați-vă unii pe alții, câtă vreme se zice astăzi, da? Câtă vreme se zice astăzi. În Psalmul 139, atunci când David stă și meditează la minunea incredibilă a omului pe care l-a creat Dumnezeu, când stăteam și ne rugam pentru Eric și Răzvan și pentru fratele Pușchiță, am gândit ce e omul. La început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Și-a locuit printre noi, plin de har și de adevăr.
Adevărat și pentru Domnul Iisus, adevărat și pentru Eric, adevărat și pentru mine, adevărat și pentru tine. Practic, cum întregul stejar este într-o grindă, așa eu tot. Eram acolo când eram un plot fără chip. Tot. Și culoarea ochilor și unghiilor și părul din cap și zilele vieții mele. Și Scriptura spune că Dumnezeu le-a știut înainte să fi fost vreuna dintre ele. Știți cum își termină meditația asupra minunii acesteia în Psalmul 139? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Ce scrie mai departe? Încearcă-mă, rărunchii. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Suntem la cina Domnului și îmi pun mie o întrebare. Cât de serios aș putea rosti aceste cuvinte, ca și cum aș vorbi direct cu Dumnezeu? Și aș crede în ce spun. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-m inima. Încearcă-mă și cunoaște-m gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și mă întreb dacă aș putea să adaug, fă, Doamne, indiferent care este prețul. Indiferent care este prețul. Curățirea inimii este posibilă doar în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Dar de unde să știu că am o inimă curată? Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Observați, fiecare fericire are două părți, are o condiție și o promisiune. Condiția este să ai inima curată, promisiunea este că îl vei vedea pe Dumnezeu. Acum, dacă ai inima curată, ești în prezența lui Dumnezeu, pentru că nimic întinat și spurcat nu poate intra acolo. Și de aceea curățirea inimii este condiția compatibilității mele cu sfințenia, cu sfințenia lui Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dar să presupunem că inima mea este curată și mă pomenesc în prezența lui Dumnezeu. Ce credeți că se întâmplă cu mine acolo? În prezența lui Dumnezeu te încarci cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Uiți de ale tale și începi să te frământe ale lui. Ai luat jugul lui asupra ta, ai învățat de la el, care este blând și smerit cu inima, și dintr-o dată te odihnești în prezența lui Dumnezeu, pentru că ești în jug alături de Dumnezeu. Dați-mi voie să închei cu o istorioară din Deuteronom 31. Moise este la sfârșitul vieții și Dumnezeu i-a spus, nu vei intra în țară. Și indiferent de câte ori plânge înaintea Domnului, Doamne, te rog, de 5 ori în Deuteronom îl numesc cântecul de lebăda lui Moise, Dumnezeu ridică vocea la el și spune, nu, vei intra în țară. Mai necinstit înaintea oamenilor, cui s-a dat mult, îi se cere mult. Și el vorbea gură către gură cu Dumnezeu. Și în capitolul 31 îi spune lui Moise, ia-l pe Iosua și vină în cortul întâlnirii înaintea mea. Acum Moise își termina lucrarea, Iosua își începea lucrarea. Nu știu ce au gândit cei doi în drum spre cortul întâlnirii, dar bănuiesc că Moise ar fi așteptat să audă din gura Domnului, bine rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău și ia în stăpânire, nici nu știu câte cetăți merită Moise. Probabil asta gândea el, cel puțin să fie bătut pe umăr și să-i se mulțumească că 40 de ani a stat la oi, poate din vina lui, dar alți 40 de ani s-a trudit cu încăpățânații ăștia. Doamne, e poporul meu? Eu i-am născut? De-mi spui să-l port eu? Mai bine omoară-mă! Dar nu știu ce gândea Moise, dar aș vrea să intru în păpucii lui Iosua, să calci pe urmele uriașului Moise, nu-i lucru ușor. Și Iosua, mergând, tremurând alături de mai marele lui, de Moise, în prezența Domnului, ar fi așteptat o încurajare din partea lui. Curaj, Moise! Curaj, Iosua! Curaj, eu voi fi cu tine! Intră amândoi în prezența lui Dumnezeu
Și în loc ca Dumnezeu să-i vorbească lui Moise și lui Iosua, el își varsă inima înaintea lor. Iosua, tu vei adormi cu părinții tăi, poporul acesta se va răzvrăti împotriva mea, pe mine mă va uita, mă va călca în picioare. Iosua așteaptă o încurajare și n-aude un cuvânt din gura lui Dumnezeu, un cuvânt de încurajare. Când au ieșit cei doi din cort, nu știu ce-or fi discutat împreună, dar probabil Moise mai înțelept și obișnuit cu Dumnezeu, i-o fi zis mai tânărului Iosua, Iosua, ce extraordinar favor ne-a făcut Dumnezeu să-și verse inima înaintea noastră. Noi, muritori de rând, să-L ascultăm pe Dumnezeu, vorbind despre sine, despre durerea Lui, despre ce va trăi în viitor, să fim noi sfetnicii, sfătuitorii lui Dumnezeu, sau cel puțin urechile și inima care să-L asculte? Iosua, mare har ne-a făcut Domnul. Și în momentul acela, ieșind din cort, Iosua și-a zis, s-o crezi Tu, Doamne, câte vreme voi trăi eu, ceea ce ai spus nu se va întâmpla. Vă întreb, Moise și-a terminat alergarea scriind o cântare și învățând poporul până în ultimul ceas în slujba Domnului. Dar vă întreb, Iosua a avut sau n-a avut dreptate? Știți ce spune Scriptura? Câte vreme a trăit Iosua și bătrânii care îl cunoșteau pe Iosua și pe Domnul, poporul a rămas credincios Domnului. În prezența lui Dumnezeu te încarci cu poverile de pe inima lui Dumnezeu, intri în jug alături de Dumnezeu și asta este singura dovadă de netăgăduit au de inimi curate. Pentru că cel cu inima curată îl va vedea pe Domnul. Oare la întâmplare fericirea următoare spune ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei care în prezența lui Dumnezeu s-au încărcat cu poverile de pe inima lui Dumnezeu, s-au alăturat fiului lui Dumnezeu, să meargă din Ierusalim, Iudeea, Samaria până la marginile pământului și să adune pentru împărăție grâul în grânarul cerului. Dragii mei, nici unul dintre noi nu crede cu adevărat în Dumnezeu dacă stă cu mâinile încrucișate și bagă de vină altora în trupul lui Hristos. Nici unul dintre noi. Adevăratul credincios este în jug alături de Hristos. Adevăratul credincios este preocupat de împlinirea mandatului pe care Hristos l-a dat bisericii Lui. Suntem la cina Domnului și vom frânge pâinea și vom lua vinul. Și mă întreb, L-am văzut oare pe Domnul? Cu alte cuvinte, mi-am lăsat inima curățită în așa fel încât să pot intra în prezența lui Dumnezeu? Nu știu, am făcut un obicei din cina Domnului, iei pâinea, zici câteva cuvinte, iei vinul, plecăm acasă, uităm toate lucrurile, mai ales că afară ne așteaptă sandwich-uri și discuții și povești. Dar întrebarea mea este, oare de data aceasta nu cumva este ocazie unică să împlinim ce ne spune Scriptura? Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta și bea din paharul acesta în chip nevrednic, practic își mănâncă propria lui osândă. Propria lui osândă. Și textul se încheie așa. Din pricina aceasta sunt între voi neputincioși, bolnavi și nu puțin dorm. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și să-și aducă inima la inspecție înaintea celui în fața căruia totul este gol și descoperit. Nu știu cum o vei face, dar nu fă gestul acesta cu nebăgare de seamă. Cu siguranță că atunci când ne cercetăm pe noi înșine, niciunul dintre noi nu o să vadă
vrednicia lui, meritele lui, ci tocmai pe dos, nevrednicia și nemeritele lui. Dar tocmai asta te învrednicește să vii la singura soluție pe care Dumnezeu a gândit-o pentru noi, la trupul frânt și la sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.